Salutare tuturor și bine v-am regăsit! De această dată, cu mare bucurie, vă spun că după un an pandemic, expoziția Top Auto, pe care o organizez negreșit din 2009, cu pauză în 2010, revine. Pentru cei care mă urmăresc pe canalul meu de YouTube, este practic un show-off al vedetelor pe care le vedeți aproape săptămânal. Cei drept, unele dintre ele au fost deja testate, le-am filmat, le-am prezentat, iar celelalte urmează să fie aduse pe canal rând pe rând, de îndată ce va exista disponibilitate. În perioada 10-13 iunie, în parcarea O-Shopping Oradea, mă bucur de un spațiu extrem de generos pentru a expune atât modelele noi din 2021, mașini electrice, plug-in hybrid, mașini cu adevărat speciale, dar evident avem și câteva noutăți, câteva premiere asupra cărora ne vom opri. În plus, nu lăsăm la o parte mașinile retro, nu lăsăm la o parte mașinile racing sau cele preparate pentru off-road, așa cum am obișnuit să facem la fiecare ediție. Având în vedere că sunt nerăbdător să vă arăt ce se întâmplă în interiorul expoziției, haideți să facem un tur de onoare. Primele mașini pe care le prezint aici în expoziția Top Auto 2021 sunt două broscuțe made by Ervin de la Crazy Tuning. Sunt niște mașini dulci și la propriu și la figurat, pentru că le asociem în acest eveniment cu o cofetărie care s-a deschis în galeria comercială. Dar dincolo de asta, undeva aici în spatele meu este Herbie cu celebrul său număr 53, mașină de film. Uite ce pleoape are, e realizată exact așa cum trebuie. E ruptă parcă de pe micul ecran, iar în fața mea o să vedeți o mașină cu adevărat portocalie, care se asezionează extraordinar de bine cu vara, cu sezonul în care am intrat. Este una dintre mașinile pe care am avut ocazia să le prezint în cadrul vlogurilor împreună cu Ervin. Volkswagen, mașina poporului, cea care în urmă cu foarte multă vreme, în perioada celui de-al doilea război mondial, era practic cerută pentru a fi condusă de tot neamțul cum ar veni, adică la un preț de 1000 de mărci. Și chiar dacă se leagă așa de o chestiune istorică nu prea plăcută, mașina asta a devenit una dintre, să spun, emblemele automobilistice ale lumii. Cam atât la aceste, să spunem, mașini clasice. Mai avem standul retromobil. Acum vreau să vă arăt mașinile off-road de la clubul West Alpine 4x4. Știți bine că sunt parte din această familie a băieților care au foarte multe acțiuni, inclusiv de salvare, recuperare, ieșiri în natură, ieșiri în teren, și am plăcerea să vă arăt un stand format din câteva mașini, sunt peste 10, pornind de la Suzuki Samurai, pe care orice off-roader îl consideră mașina ideală ca să începi o astfel de acțiune, continuând cu Gran Vitara, dar și cu Toyota Land Cruiser. Sunt fără îndoială mașini pe care le vezi murdărindu-se într-un mod extraordinar aproape în fiecare final de săptămână în munții noștri. Sunt convins că există o comunitate foarte largă de off-roaderi în toată România. Acesta este unul dintre cluburile emblematice din țară, care se ocupă așadar nu numai de ieșiri, nu numai de salvări, ci și de acțiuni caritabile. Asta este una dintre mașinile cu care am ieșit recent, încă mai poartă urmele noroiului. Am și un vlog care se numește "Poți să faci off-road cu o Kia Sorento?" Iată dovada vie că da. Dincolo de Land Cruiser, o să vă invit pe cealaltă zonă, o să veniți după mine, tocmai pentru a vă arăta încă măcar două vedete ale standului. Toyota Land Cruiser, cu care am ieșit de curând, am prins și ultimele fire de zăpadă în munte, în urmă cu aproximativ o lună și jumătate. Vezi aici badge-ul West Alpine, mașini pregătite așadar cu bulbaruri, cu cauciucuri speciale, cu trollere. Uite aici un exemplu de Jeep pe care poți să-l folosești atât în viața de zi cu zi, în oraș, cât și la ieșiri. Iar de rezistență este Nissan Patrol, pe care probabil că foarte multă lume îl consideră cea mai bună mașină de ieșit în teren. Astea ar fi câteva dintre mașinile speciale. Dacă ați remarcat un spațiu gol în spatele meu, este pentru că autobuzul electric pe care l-am prezentat într-un vlog recent de la ATP Buses, e vorba despre eUp City, primul autobuz electric asamblat în România, urmează să apară în expoziție. Și tot acolo, de la Power Fanatics Garage, mașinile pe care voi le cunoașteți, cu care se merge la drag racing și pe care o să le vedeți într-un viitor material, vor fi și ele aici, în curând, la Top Auto.
Toyota conduce de peste 25 de ani cursa electrificării. Este primul producător mondial, ai putea să te oprești aici cu propoziția, dar voi continua, care a adus electrificarea în mașinile de serie sub forma unui sistem hibrid care s-a dovedit de foarte multă vreme extrem de eficient. Cei care sunt posesori de Toyota știu că nu prea se strică mașina, că au un consum relativ ok și în același timp se pot baza pe mașină, indiferent de categoria de drumuri pe care o abordează. Aici avem o Toyota Yaris hibrid, este așa după cum îi spune și badge-ul, Car of the Year, mașina anului 2021 în lume, votat așadar de Autocar și multe alte entități care dau acest verdict din foarte, foarte multe țări, care dau acest verdict în fiecare an. Mergem mai departe și pot să vă spun că cea mai vândută mașină din lume este Corolla, de asemenea Corolla în variantă hibridă. O poți vedea aici pe standul celor de la Toyota Oradea. Cu siguranță nu mai este o noutate, dar dacă vrei să vezi un crossover sau să-l încerci, tot așa, într-o dinamică, să-i spunem, combinată, evident că CHR-ul este varianta potrivită. Am avut plăcerea să conduc această mașină cu ceva vreme în urmă, aproximativ 2 ani și, sau chiar 3, și atunci vă arătam practic cum funcționează din punct de vedere al afișajului pe care îl regăsești la bord, această combinație între partea electrică și partea termică clasică, lucruri care sunt deja implementate pe tot mai multe mașini, tot mai mulți producători se duc în această zonă a electrificării, dar spuneam, Toyota este oarecum un pionier, un campion. Și mă opresc la standul Toyota lângă una dintre premierele anului 2021. Observați aici, una dintre viitoarele vedete ale testelor și prezentărilor noastre este Highlander-ul hibrid. Dacă vreți o variantă, să-i spunem, de concurență, între ghilimele fie spus, pentru Lexus, care este clasa premium a producătorului Nippon, dar lovește oarecum inexplicabil acolo. Strategia a fost să aducă această mașină, care a fost multă vreme disponibilă doar pentru piața americană și în Europa, și acum au reușit. Ca și dimensiuni o putem plasa fără probleme între RAV4 și Toyota Land Cruiser. În consecință, dacă știi că nevoile tale se situează între aceste două borne, în acest segment, între acești doi piloni, cam asta este ideea. Multă lume n-a prea înțeles, dar eu până la urmă îi văd utilitatea și, așa după cum mă știți, iubitor de mașini, văd în fiecare mașină ceva frumos. Chiar dacă nu întotdeauna lucrurile pot fi pozitive despre fiecare mașină. Așadar, prima dintre noutățile sau premierele anului 2021 la Top Auto este noua Toyota Highlander. Pentru că tot mai multă lume se îndreaptă spre mașinile electrice sau cele plug-in hybrid, este normal să ai nevoie de stații. Partenerii noștri de la EV Connect au adus în Oradea la Top Auto cel puțin două variante de încărcare electrică. Și trebuie să spunem că ei sunt și în spatele unui proiect care cel puțin în Oradea va avea numai puțin de vreo 16 stații. Sunt destul de multe proiecte pe care le dezvoltă la nivelul țării, pentru că este și normal să avem o infrastructură care să suporte această piață a mașinilor electrice și plug-in hybrid, care urmează să crească din ce în ce mai mult, an de an observăm, să spunem, această direcție pe care o are nu numai clientul, dar mai ales producătorul. Și în consecință avem niște EV wallbox-uri, în principal, pe care le puteți folosi inclusiv acasă. Sunt de diferite puteri, cel mai probabil că vom reveni cu detalii despre cum încarci, care este posibilitatea, cum amplasezi, cum montezi, cam care este cheltuiala, cât costă o astfel de chestiune. Și ce mi-a plăcut este că pe stand au adus și o mașină electrică. Sigur, este o mașină asamblată în Italia, este o chestiune de afacere, de familie, dar este genul de mașinuță cu care poți deservi ca și mic antreprenor mai multe tipuri de business. Aici avem, de exemplu, o variantă carosată, unde am putea să îi punem, spre exemplu, un modul frigorific. Suntem la standul Auto Siena Oradea, unde avem Fiat, Alfa Romeo și Jeep în ofertă. Am condus primul Fiat 500 electric, este titlul unui vlog pe care l-am prezentat cu ceva vreme în urmă. Într-adevăr, aici avem 500-le e-Icon în variantă cabriolet, pentru că, așa după cum observați, acolo este un soft top, însă ceea ce va atrage cu siguranță mai ales latura feminină este această culoare exterioară roze gold. Între 300 și 400 și ceva de kilometri
este autonomia pentru această mașină, o bijuterie care nu și-a schimbat, să spunem, foarte mult înfățișarea, însă dacă o să vă uitați la vlogul respectiv, o să vedeți care sunt noutățile adevărate, printre ele, spre exemplu, și dispariția logo-ului Fiat și crearea unui logo special 500 pentru această mașinuță. O mașinuță care are inclusiv varianta ei muzicală, propriul ei repertoriu. O adevărată nebunie, totul pe larg în vlogul respectiv. Cu siguranță, producătorul autohton Dacia are deja un concurent în Fiat, Fiat Tipo fiind una dintre variantele care se bate atât ca și dotări, cât și ca și preț cu ceea ce oferă Dacia. Mă refer aici la Logan și aici la Sandero, Sandero Stepway, pentru că avem în premieră pentru expoziția noastră un Tipo Cross, așa după cum îl poți observa, este, am putea spune, o mașină care se bate cu Sandero Stepway, dar oferă tehnologie LED și foarte multe lucruri pe interior, neașteptate oarecum pentru clasa sa. Mă uit și la preț. Aceasta este mașina cu motorizare de 1 litru, 100 de cai putere. Cei drept este diesel, ceea ce la Dacia nu prea mai există. Și avem un preț pentru specul acesta undeva de la 16.000 de euro plus TVA, adică undeva pe la 19.000 cu TVA inclus. Se apropie, într-adevăr, e un pic mai scumpă, dar oferă niște lucruri pe care poate nu te-ai fi așteptat să le vezi la Fiat. Și o altă premieră interesantă, n-am mai văzut de mult jucăria asta, care vine în variantă 4x4, inclusiv în mașina pe care o prezentăm noi astăzi, este noul Fiat Panda. Ce succes a avut mașina asta în Italia și de asemenea, spun, mic antreprenor sau inclusiv familist cu un job la oraș, om de, să spunem, cu domiciliu la periferie, i-a mers perfect mașinii și cred că în continuare poate fi o posibilitate, dar este mai mult pentru fani, așa cum îți cumperi Fiat 500 pentru că ești fan, ai ideea de Fiat 500, cred că tot acolo te duci cu Fiatul Panda. Și evident că suntem în zona Jeep, fără a avea Alfa Romeo de această dată la expoziție. Jeep-ul în varianta sa Renegade, cubist, așa din ce știm, este una dintre posibilitățile de ați cumpăra o mașină nouă. Aici merge inclusiv programul Rabla. Nu s-a schimbat foarte mult nici compasul față de când l-am condus. A trecut ceva vreme, însă piesa de rezistență a standului este fără îndoială mașină pe care o văd într-o variantă mai scurtă decât ceea ce vă prezentam la West Alpine Offroad, dar este aici, profit așa un pic de umbră pentru a sta aproape de o mașină albastră, dar foarte, foarte drăguță. Este Wrangler-ul. Am fost cu Unlimited-ul, Rubicon-ul, la finalul anului trecut și mi-am dat seama că alături de G-clase este una dintre posibilitățile actuale de a îmbina partea asta activă, partea de off-road, partea de daily driver, de hobby, adică să fie toate într-una. Cam asta aici la standul Fiat, mergem mai departe. Bine ați venit pe standul ATP Motors, nelipsiți de la evenimentele noastre de această dată, venim cu niște prețuri speciale pentru mașini pe care le-am condus în, să zicem, ultimul an de zile, pentru că oferta lor a fost către mine ca și vlog, cel puțin formată mai ales din venuri. Știți bine că am condus Vito în varianta 114 CDI, am condus inclusiv V-Class, care este în spatele meu, V de la viață, și am văzut cât de confortabil poate să fie în interior, unde ai și fotolii, unde ai și masă, unde ai și masaj, unde ai tot confortul, indiferent dacă mergi vara sau iarna. Am condus mașina în varianta V300 de 4MATIC și mai avem și un Vito combinat, adică mai mult de marfă din ceea ce văd. Sunt trei posibilități. Am avut și sprinterul de persoane la începutul acestui an. M-am dus să văd urșii de la Zărnești. Am fost pe zăpadă cu el și tare mult mi-a plăcut. În consecință, la standul ATP vedeți în acest an această ofensivă a venurilor cu care puteți să vă setați cam orice destinație estivală. Și pentru că este oarecum o chestiune de aventură, mergem în spatele standului pentru a vă prezenta ceva cu adevărat special. Lipsea componenta moto din Top Auto, expoziția Automoto. Ei bine, acum avem ce să vă arătăm.
ATV-urile și UTV-urile Haisun by ATP Motors sunt în premieră la Top Auto. Nu sunt corespunzător echipat pentru o ieșire în natură, dar cu siguranță o să mă bucur de toți cei 30 de cai putere ai acestei mașinuțe atunci când o să am ocazia și când o să fiu foarte bine echipat și când o să scot în afara asfaltului pentru a-i apăsa cumva și butonul acela de four-wheel drive undeva aici, în maneta dreaptă, ca să am toată tracțiunea la dispoziție. Sigur că trebuie să fiți atenți atunci când practicați astfel de sporturi. Nu este recomandat celor sub 16 ani, mai ales nesupravegheați, și nici să duceți mai mult de o persoană bine echipată în spate. E o experiență pe care eu abia aștept să o încerc și chiar dacă avem aici două variante cu două culori diferite, acestea sunt mai mult pentru partea sportivă, dar ceea ce vedem acolo, în acea zonă, e mai mult pentru partea de utilitate, pentru că așa ceva vezi, poți să vezi și pe un teren de golf, dar poți să vezi și într-o mică seră sau într-o mică fermă, fără nicio problemă. Adică cineva care administrează un business de ăsta open air poate să utilizeze o astfel de mașinuță pentru treburile sale zilnice. În urmă cu aproximativ 2 luni de zile aveam plăcerea să lansez împreună cu grupul Vest din Oradea marca Kia în noua sa locație de pe calea Clujului numărul 300, unde în showroom am avut deja plăcerea și ocazia să vă arăt static, la fel cum se întâmplă în această expoziție, două dintre perlele coroanei, dacă aș putea spune așa. Aveți în față cea mai rapidă Kia adusă vreodată în Europa. Este desenată de Peter Schreier, cel care a lansat Audi TT. Între timp el s-a mutat cu echipa sa de designer la Kia. Ba mai mult, este în comitetul director și are și niște acțiuni. Kia Stinger este vârful de lance, o mașină care nu mai vine în varianta de motorizare de 2 litri. Pentru anumite piețe există și 2,5 intermediar, dar pentru noi în Europa o să rămână 3,3 litri, ceea ce înseamnă că e capabilă să dezvolte 300-373 de cai putere în funcție de zona aceea de evacuare și de tipsurile respective. Nu o să insist prea mult, este una dintre super mașinile pe care le vezi în această zonă. Nu înțelegeți supercar, zic supermașini la superlativ, pentru că îmi place atât designul, cât și modul în care a fost ea concepută. Tot pe standul Kia avem o surpriză și o premieră absolută, apropo de zona electricelor pe care am tot amintit-o. Iată o mașină care se bate la titulatura de probabil cea mai bună variantă de mașină electrică de pe piața de la noi, alături de Hyundai Kona și de Volkswagen ID3 și ID4. Spun asta pentru că în afară de ID4 le-am cam condus pe toate, am mai urmărit și alte teste, review-uri și într-adevăr Kia Eniro, înainte de a fi pe canalul meu de YouTube, zic că se bate deja pentru această titulatură, iar cei care vin să viziteze expoziția pot fi atrași de acest driving experience electric. Și pentru că este deja o cunoștință de-a mea, o să mă duc un pic mai în spate pentru a vă dezvălui Kia Sorento. Aceasta este cea mai mare mașină pe care ți-o oferă Kia. Este un SUV cu un look extraordinar și cu o posibilitate de a duce până la 7 persoane în interior. Observați și prețurile care sunt afișate. Probabil că vă dați seama că aceste mașini vin undeva cam la jumătate de preț față de ceea ce îți oferă o mașină similară produsă în Europa, dar ca și în multe alte domenii, și aici în domeniul auto, se împart clienții în două categorii: cei care iubesc mașinile nemțești, cei care iubesc mașinile asiatice. Dacă stai să te mai uiți, avem Kia Ceed, avem Kia Xceed, avem Kia Stonic și aici în spate, undeva pe o zonă de expunere, este Kia Sportage, este varianta actuală sau prezentă, pentru că deja din toamnă ni s-a dezvăluit noul model de Sportage care va apărea și care arată total diferit. Ce pot să vă spun este că avem tehnologie plug-in hybrid, electric sau hybrid pentru Kia. De asemenea, cum avem și sportivitate pentru Kia Stinger, mă refer la GT-ul cu care am început prezentarea pe acest stand, așa că se acoperă o plajă destul de largă de clienți și cerințe. Grupul Vest, așa după cum bine știți, este dealer și BMW, dar în același timp se ocupă și de BMW Premium Selection și de Premium Used Cars, mașini rulate așadar, cu garanție, cu kilometri verificați și mașini certificate în general atunci când optezi pentru o mașină second hand. Asta este chiar mașina pe care am avut-o eu, este din nou la vânzare la Premium Used Cars, este un F10.
are în acest moment 147.000 de kilometri sau chiar puțin peste, până în 148.000 de kilometri. Poți să-i citești cheia în reprezentanță ca să vezi toate intervențiile și kilometrii reali. Ai acolo un BMW X5, în spate este BMW Premium Selection și o să mă cam opresc spunându-ți că nu doar BMW-urile sunt la Premium Used Cars, să spunem așa, greutățile, pentru că indiferent de marcă, indiferent de model, indiferent de buget, aș putea spune, când îți dorești o mașină premium, garantată și cu kilometri verificați, poți să vii la Premium Used Cars. Garanție, finanțare, comandă, cam asta este. Uite, un BMW cu tehnologie laser. Vreau să vin și în zona asta de spate pentru a spune că într-adevăr este motorizarea de 3 litri diesel. Și pentru că este un X5, nu putea să nu fie X-Drive, ca să avem și tracțiunea potrivită pentru aproape toate categoriile de drumuri. Un dealer care este prezent alături de noi la expoziții de câțiva ani încoace se numește Hito Cars și care se ocupă de mașinile premium rulate, vine cu o ofertă extraordinar de atractivă din punct de vedere optic și nu numai. La Top Auto 2021 observați în spatele meu o gardă destul de serioasă de mașini din 2016. În spatele meu este Porsche 911 Carrera, motorizarea de 3 litri pe benzină, are 370 de cai putere și puțin sub 70.000 de kilometri. Pe mijloc este Maserati Ghibli, care are și varianta diesel, motorizarea de 3 litri, am condus-o în Italia, la Livigno, în urmă cu aproximativ 4 ani, 5 ani, dacă nu mă înșel. Acest model este de asemenea din 2016, Maserati Ghibli, într-o culoare extraordinară, motorizare de asemenea pe benzină, are 411 cai și dacă nu te avânți, să spun așa, înspre zona de 4 porte, asta ar putea fi o variantă. Sigur că oferta Porsche va fi completată, pe stand urmează să ajungă și un Panamera, dar pentru cei mai, să spunem, conservatori care rămân adepții motoarelor de 3 litri diesel, 262 de cai putere avem aici în spate, Porsche-le Cayenne, așa după cum multă lume îl cunoaște, unul dintre SUV-urile de imagine de pe piața de la noi. De asemenea, aici la Hito Cars puteți să vedeți modele Toyota, Peugeot, Opel sau Skoda, pentru cei care își doresc, să spunem, o mașină ceva mai accesibilă. Dar, în general, când spui Hito Cars, spui mașini deosebite, pentru personalități deosebite, așa cum vedeți aici, în prima linie. Nu putea să lipsească de la Top Auto Hyundai Carbenta. Avem câteva experiențe bune împreună și în zona expozițiilor, și în zona testelor, și în zona commercial, publicitate și așa mai departe. Dar acum vorbim despre mașini și vedeți aici în spatele meu i10, i20 și i30, chiar și noul i30 într-o variantă station wagon. Adică lucrurile sunt adaptate cerințelor fiecărui client. Însă vedetele sunt în spate, așa că vă invit alături de mine pentru a vedea una dintre mașinile care a creat atât de multă senzație pe canalul meu de YouTube în acest an și vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări. Acela este Hyundai-ul Tucson, de care foarte multă lume s-a interesat și cred că este și normal să fie așa, pentru că este o mașină nouă, o mașină frumoasă, o mașină, eu i-am zis, accesibilă, pentru că era undeva în range-ul acela între 20 și 30.000 de euro la dotările pe care le avea. Și aceasta este una dintre viitoarele staruri ale canalului nostru de YouTube și o să-i facem un 360 de grade. Este noul Bayon. Într-adevăr, o mașină care se bucură și ea de electrificare, este un hibrid, vedem inscripția 48 de volți acolo. Hai să facem un sneak peek dacă e să vedem, da, deci motorizarea de 1.2 benzină cu 48 de volți. Asta este ceea ce vedem aici, dar mai multe detalii într-un material viitor. Hai să vedem starul evenimentului care dă titulatura acestui material, Dacia Spring. Vedeta expoziției este fără îndoială nu neapărat produsul autohton, așa după cum mulți sunt tentați să creadă, pentru că Dacia Spring, varianta electrică, prima Dacia electrică, nu este produsă în România. Este produsă la fel ca
majoritatea mașinilor electrice în China. Dar cât este de mică până la urmă? O avem în premieră la o expoziție auto în afara evenimentului din martie, când a fost chemată presa în București pentru a fi dezvăluit acest produs pe viu. În premieră la o expoziție în România este noua Dacia Spring, o mașină din categoria mini. O să vedeți destul de multe semnături luminoase schimbate și o să vă vorbesc despre dimensiuni. 3,73 m lungime, 1,62 m lățime, 1,51 m înălțime. Da, unii spun că este prea mică, alții spun că este totuși nu atât de mică pe cum se așteptau. O să stau pe lângă ea ca să vă dați seama și o să rog pe colegul meu Dan, care mă ajută să iau o panoramare și de pe noua Dacia Sandero Stepway, pentru că întotdeauna mie mi s-a părut Sandero Stepway, pe care ați văzut-o deja și vă mulțumesc pentru vizualizările multe, mi s-a părut o mașină mică, dar asta într-adevăr este ceva mai mică decât Sandero Stepway. Deci la Dacia se poate și mai mic. Vă aștept din nou aici în această zonă pentru a mai completa 2-3 lucruri, înainte de a vă promite că în viitorul nu foarte îndepărtat această mașină va fi la test împreună cu noi, să vedem ce poate. Cu autonomie promisă în jurul la 200 de kilometri, cu un motor electric de 33 de kW care dezvoltă până la 44 de cai putere și cu o baterie puțin peste 26 de kWh, este una dintre variantele cu care îți faci comisioanele sau treaba în oraș și în zona periurbană. Din ceea ce vedeți, este o mașină cu o gardă la sol suficient de înaltă. Ar putea fi problematică zona locurilor din spate. Producătorul ne spune însă că între genunchii ocupanților locurilor din spate și spătarele scaunelor, care într-un mod impresionant sunt în acea piele ecologică, la fel ca și volanul, există o distanță de 100 de milimetri. Însă, da, pentru oameni ceva mai înalți de statură sau pentru persoane mai corpolente, să stai foarte multă vreme aici în spate nu e neapărat cea mai interesantă chestiune. Dar, în general, așa apare mașina, care spuneam că împrumută din blocurile optice cu semnalul Y pe care l-ați văzut la cea de-a treia generație a Loganului și a lui Sandero Stepway. Avem așadar o mașină electrică ce se numește Spring, primăvară, și care a ajuns într-un final la început de vară și pe piața din România. Și dacă tot suntem la standul Autobara, cărora le mulțumim pentru prezență, o să trecem în revistă noul Duster, care arată așa. E o ediție limitată care există pe piață în acest moment, care a împrumutat motorizarea 100 EcoG, motorul de 1 litru pe benzină combinat cu gaz, pe care l-am văzut și l-am testat cu noul Logan. Aici povestea este deja spusă pentru noul Sandero Stepway. Am avut un weekend la munte în această iarnă cu mașina și încă o dată vă mulțumesc pentru vizualizări, iar noul Logan a fost în varianta 100 de cai putere, 1 litru GPL EcoG, a fost împreună cu mine în această primăvară. Dacă vreți să vedeți toate detaliile, găsiți materialele pe canalul meu de YouTube. Mergem mai departe la Ford. Am preferat să trec la Ford înainte de a ajunge la Renault, pentru că mă duc pe această idee de fabricat în România. Aveți primul hybrid fabricat în România. Este vorba despre noul Ford Puma, care se bucură de vânzări excepționale. Este modelul produs la Craiova. Există și varianta simplă pe benzină, dar există și varianta hibridă. Avem o scurtă prezentare, dar sperăm că partenerii noștri de la Carbenta.com ne vor pune la dispoziție când vor avea un Esteline, spre exemplu. Și rămân în această zonă a mașinilor Ford Puma, pentru că lângă ele este de fapt primul model Ford care a fost produs în România, la Craiova, Ford EcoSport, și aceasta o mașină destul de accesibilă ca și preț și destul de căutată de către români în diferitele variante de culoare. Așa, după cum puteți observa, standul Carbenta.com este unul dintre cele mai mari de la această ediție și de la edițiile precedente Top Auto. Este pe două trepte de înălțime, în față sunt turismele, în spate sunt utilitarele, de la cele mai mici până la cele mai mari. Avem turneu custom, avem Transit, avem Connect, avem multe lucruri, chiar și tranziturile cu platformă, cele pentru persoane și pick-up truck-urile, pentru că vreau să vă aduc într-o zonă care mie îmi place foarte mult și încep să cochetez cu ea, cea a pick-up truck-urilor Ranger, și îmi place foarte mult Raptor. Dacă n-ai văzut materialul, l-am filmat în vara 2020, așa că te rog să-l cauți și să vezi ce impresie mi-a făcut pentru teren această mașină. Incursiunea noastră pe standul Ford se va opri oarecum în această zonă, pentru că this is the police speaking. Doamnelor și domnilor, una dintre premierele anului 2021 la Top Auto este noul Ford Explorer. O știți, este o mașină americană și unde ați mai văzut-o? Da, așa este. În filme este mașina, să spunem, celebră pentru NYPD, pentru departamentul de poliție din New York. De această dată
SUV-ul american, creat pentru autostradă, vine într-o variantă de motorizare 3 litri V6, are până la 457 de cai putere și o cutie automată în 10 trepte. Ai putea spune, oala, ce poți să-ți mai dorești de la această mașină? Aici, dacă vreți să facem o comparație, nu neapărat de la spate, cât mai de la față, vedeți pick-up truck-ul Ranger, îl vedem și acolo lângă cort. Aici este o variantă îmbunătățită al lui Ranger, este Thunder-ul, mai există Wild Track și există Red-ul, care arată grozav și impresionant. Dacă vă uitați la transitul de persoane, uitați-vă cum a împrumutat masca față de la Red-ul, da? Dar fi să-mi cumpăr o mașină off-road, pe asta mi-aș dori-o. Hai să mergem la Renault. Ne-am întors pe standul Autobara & Co. pentru a vorbi despre modelele Renault și din nou o premieră la Top Auto. Iată o mașină care s-ar putea să-ți convină din punct de vedere al designului foarte tare, pentru că este acel, hai să-i spunem SUV mic, hai să-i spunem crossover, dar cu spatele acela pe care îl cunoști de la niște cupeuri din această zonă celebre. Este noul Renault Arkana în premieră la Top Auto 2021 și ne uităm așadar la un spate foarte, foarte șmecher. Dacă n-ai bani de GLC Coupe sau n-ai bani de X4 Coupe-ul respectiv, atunci probabil că o să ai bani de Arkana. N-arată rău deloc. Așa arată mașina și probabil că o să o conducem și pe asta. În schimb, avem vedetele aici, în această zonă, acum că ați dat un 60 la Arkana, că ați văzut semnătura luminoasă C-Shape, lucruri pe care le cunoaștem deja de la Renault, dar o să povestim mai mult despre cum arată, care e aerodinamica și ce ne mai oferă. Noul Captur l-am condus, este acel plug-in hybrid care ne-a impresionat. Un pic am fost noi speriați de preț, dar asta este mașina pe care am condus-o. Clio o cunoaștem, n-am avut-o, dar avem în viața de zi cu zi Clio-uri și știm cam ce pot ele. Așa că o să insist un pic asupra mașinii cu care am fost în aprilie la Mocăniță în Maramureș, Meganul Estate, cu care ne-am simțit extrem de bine și care ne-a dus mulți, 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 mulți kilometri, adică asta e genul de mașină pe care o alimentez și uiți, se mai faci plinul. Aveam peste 700 de kilometri și aproape jumătate din rezervor. Sigur, am condus eu destul de calm. Pentru cei care m-ați urmărit în aventura Redescoperă România în varianta cu Autorulota, Autorulota Oradea a venit la noi la eveniment cu exact mașina pe care mi-a dat-o la începutul lui 2021 și cu care am făcut peste 2000 de kilometri în prima săptămână de ianuarie în țară. O adevărată nebunie, frumoasă aventură pe care vreau să o repet în această toamnă cu Autorulota, s-ar putea să pornim la drum. Căutați-i pe autorulote-oradea.ro. Asta este mașina care m-a servit pe mine în ianuarie peste 2000 de kilometri în România și vă garantez că este o experiență pe care nu o puteți uita și mie, persoană comodă, mi-a fost atât de greu să mă obișnuiesc cu ideea că voi face treaba asta, încât am fost de-a dreptul speriat, inclusiv în ziua în care am preluat mașina. O să mă descurc, gabarit, ce fac cu caseta de toaletă, cum o să alimentez apă pentru duș, vai, cu grătarul, cum o să fac, cum îmi fac mâncare, cum... Credeți-mă că o să vă descurcați. Dacă eu, care nu știu să-mi leg și returile, m-am descurcat, voi o să vă descurcați fără probleme. Au trei astfel de mașini. Asta este pe o platformă Renault Master cu A-Horn Alaska TQ+. Este foarte bine, să zic, izolată, mai ales pentru zona de iarnă, dar poți să mergi și vara. Deasupra ai și panouri solare, deci energia în acest moment pentru frigiderul care este acolo plin cu apă și o ia ba de la butelia de gaz, ba de la soare. Îți trebuie 90 de litri de apă, ca să știi, două butelii de gaz, 90 de litri de apă cam la 24 de ore. Ai duș, ai bucătărie, ai tot ce trebuie, urmărește materialele. Ei mai au încă un Fiat și încă un Renault Master. Salut! Ei au încă un Renault Master, dar și un Fiat cu diferite alte, să spunem, căsuțe în spate, dar au și rulota trasă după mașină pe care o vezi acolo și care are, de exemplu, paturi supraetajate pentru copii, patul matrimonial pentru părinți și, de asemenea, baie și bucătărie. La standul Nissan avem doar două apariții, pentru că abia toamna lui 2021 o să aducă noile modele și atunci sperăm să avem noi și noi experiențe cu Nissan, pentru că eu trebuie să recunosc că, în afară de mașinile off-road și de Nissanul Leaf pe care l-am condus, nu prea am avut tangență cu marca, cel puțin pentru YouTube. Aici avem Qashqai-ul, care este
poți să spui una dintre mașinile best-seller de la ei. Și aici avem Juke-ul în varianta aia faceliftată, motorul de 1 litru, tracțiune pe două roți, o mașină care scoate lejer sub 5 litri consumul, deci este una dintre variantele care impresionează mai mult fetele, dacă pot să spun așa, pentru o viață activă urbană. Dacia, Renault, Nissan sunt în oferta Autobara & Co, iar acum vă invit la standul Țiriac Auto pentru a vedea cea mai scumpă mașină din expoziție. Cel mai mare spațiu în expoziție îl ocupă mașinile de la Țiriac Auto, împărțite în mai multe categorii. Avem acolo chiar în spate mașinile rulate, care sunt de diferite mărci și forme. Evident că ne-au adus Hyundai-ul în această variantă cu i20, noul Bayon despre care vă povesteam, și i30-ul în varianta Fastback. Cei de la Țiriac Auto ne-au adus și modele Mitsubishi pe care le vedem, un L200 undeva în spate și un Eclipse Cross care s-ar putea să vă placă. Vito-ul 114 CDI, pentru că deja am trecut la Mercedes. De asemenea, noul GLE, dar și GLC-ul plug-in hybrid sunt prezente aici. Mercedes este într-adevăr perla coroanei pentru acest stand, dar să nu uităm că Țiriac Auto ne-a adus și Ford, așa că vedem și gama auto utilitare, dar și pick-ul Ford Ranger în varianta sa. Avem Puma și, pentru că ne întoarcem la Mercedes-Benz, avem clasa V, avem noul EQA, iată așadar GLA-ul electric, dacă vreți, o altă premieră a lui 2021 la Top Auto. Așa arată o mașină de 50.000 de euro plus TVA, full electric, EQA, ei au și EQC, au și EQT mai nou, adică felul de persoane ajunge modificat EQV. Sunt destul de multe noutăți electrice în această zonă, dar ne-am urmărit cea mai scumpă mașină din expoziție. Este nava amirală a celor de la Mercedes, este clasa S, este probabil cea mai frumoasă limuzină, 165.000 euro pentru configurația, un preț cu TVA, o mașină pe care putem să stăm mai bine de o oră să povestim, care arată extrem de bine, care arată bine și ca și performanțe, însă eu îmi doresc ca în viitor apropiat să putem avea o experiență completă cu această mașină. Este limuzina supremă, Mercedes-Benz clasa S, S-clase, varianta lui 2021, prezentat de Țiriac Auto aici la expoziția noastră Top Auto. Finalul materialului nostru, destul de consistent, pentru că și expoziția este mare, că ne bucurăm după un an de pauză din nou de Top Auto, este la Opticoat, TK Ceramic. Știți bine că Audi-ul meu A6 a fost supus unui tratament Opticoat care îl protejează, care îl face hidrofob. Pentru acest început de an am avut așadar câteva proiecte interesante. Ei sunt prezenți aici la noi în expoziție cu o mașină demo, cu un Serie 7. N-are cum să nu te atragă această super culoare. Dacă sunteți curioși, îi puteți contacta pe tkceramic.ro sau pe Facebook, respectiv Instagram. Noi ne oprim la standul Retromobil, unde avem Acerista, unde avem Volga, unde avem Dacia 1300 și Kefferul. Mulțumim Retromobil, un partener cu care an de an suntem implicați în diferite manifestări. Urmează să vedeți și în acest an Raliul Drumul Vinului pe canalul meu de YouTube și aici mă opresc pentru că a fost oricum un material foarte lung, încercând să spun două vorbe despre fiecare experiență pe care am trăit-o în acest an sau ceea ce ni se promite din punct de vedere al prezentărilor pentru 2021. Mulțumesc că ați fost aici alături de noi. Asta a fost expoziția Top Auto 2021.